Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, lansăm acum o carte mult așteptată. Este vorba despre al doilea volum din seria de opere Ezra Pound. Volum tradus, prefațat și cu notele lui Radu Vancu, ediția fiind ediția concepută de Horia Roman Patapievici. Invitații mei pentru a lansa această ediție minunată, e un adevărat eveniment nu numai literar, ci și cultural, sunt în dreapta mea protagonistul ei, e vorba de Radu Vancu, poetul și traducătorul profesor universitar Radu Vancu, în dreapta mea criticul literar și profesor universitar Cosmin Cioloș. Volumul al doilea din seria de opere Ezra Pound apare acum într-o ediție broșată, ediție mult mai accesibilă publicului interesat. Pentru a marca acest eveniment, am republicat volumul întâi în același format și cu coperta complementară. Aveți aici cele două volume, volumul întâi cu poezia de la 1909 până la 1920 și volumul 2 cu textele fundamentale de diseminarea culturii, să spunem, ale lui Pound din anii 1930, ABC-ul lecturii din 1934 și Ghid spre cultură. Veți vedea în cursul lansării noastre de ce e scris cultură și nu cultură. Avem pe coperta a patra un citat sintetic care spune exact ce a vrut Pound să facă cu aceste două piese fundamentale ale gândirii sale. Un citat pe care îl datorăm lui Horia Roman Patapievici dintr-o lucrare mai amplă, introducere la cele două texte. Și Horia Roman Patapievici sublinia în acest citat faptul că în anii 30, de fapt, după Primul Război Mondial, după Marele Război, se adâncește clivajul între cultura înaltă și cultura joasă, să-i spunem, la care au acces tinerii fără bani. Ceea ce a vrut el să facă cu aceste două lucrări, spune Horia Roman Patapievici, a fost să dea publicului, fără mijloace bănești și care nu-și poate oferi o educație universitară specializată, două ghiduri pentru înțelegerea culturii. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul criticului literar lui Cosmin Cioloș, care mi-a mărturisit în dimineața acum vreo 3 săptămâni când i-am dat telefon să-l invit la această lansare. Zice, extraordinar, tocmai recitisem un fragment din ABC-ul lecturii. Am înțeles că așa și începe dimineața Cosmin Cioloș.